Ia? E ce faci? Ai luat permisul de a-i vegan? Nu, ei, ro vegan, adică nu mai mănânc carne. Nu mai mănânc pentru că nu mai am nici porc, nici vacă, nici păsări. E, nu mai. Hai să mergem la moaște, hai. Nu vreau, fă conductă, lasă. Hai. Bagă și tu ei niște manele, nu vezi cum dansează nimeni, ce drag. What a beautiful girl here in Găureni. Nice to meet you. What's your name? Nu înțeleg ideea asta. Meet me at the hotel, you know. After I finish here, I want to spend my night with you. Și dracu tot zici acolo, ui. Așteaptă la hotel, fă. Mergem ușură. After I finish here, you see in a couple of minutes, okay? Cum ai, mergem în șură? Yes. I see you there. I have a uncomfortable night together. Okay, let's go. Hai să mergem, let's go. Hai da. Și-o Maria aici. Nu-i. Măi, trezită, mitică, și bine e visa, mă. Ui, Cornel, aseară, la festival, am văzut-o pe Aurica mea cum a plecat cu cântărețul ăla izgurăn. Cornel, cred că Aurica mă înșală. E treabă, și treabă are Aurica ta cu ăla. Ei, cred că e acasă. N-are cum să fie acasă, Cornel. Cât spun eu, Dici, de obicei eu când mă fac bat sapă, Aurica vine și mă e din șanț. Eu acum trebuia să mă trezesc acasă, dar sunt tot în șanț. Deci Aurica mea, Cornel, mă înșală. Hai după ea! Hai! Aia că rezolvăm mâinii misterii. Hai să mai dormim, Oleg. Ce misterii, Scooby-Doo, parchești de la desene animate. Hai, Cornel, să luăm căruța, hai! Hai! Căruța misteriilor, ei. Da, hai! Lasă că... Oi, eu obosă calul, ei! Cornel, ascultă aici la mine. Orlandezul a plecat și cu Maria ta. Și Maria mea, ei! De... Hai! Hai, Cornel, ce faci? O vezi? Nu, ei! Nici! O știi? Nu! No. O știi? Cine e asta? Băi, o știi? Nu. Zi, băi! Băi, zi! Aurica mea, ai văzut-o? Nu. Hai, plec! Plec! O vezi? Nu, nici. Ia, Cornel! Acum o vezi? Nu. Ia, uite. Nici. Unde o fi, ue? Bă, mitică, bă, tu ești sigură că Maria mea a plecat cu orlandezul ăla? Nu, ue, Cornel. Te-am mințit eu, ue, ca să mergi cu mine să o găsesc pe Aurica. Păi, dar cu cine să mă duc, ue, să o caut?
E că vreau să mă duc înapoi în șanță să dormă, că mi-e somnă. Nu, Cornel, nu te du. Stai aici. Uite, de exemplu, Maria nu o pleca cu orlandezul. O pleca cu primarul. Uite, deci... Da, uite, dacă zic, e mai grav. Uite, în față, primară, stă de vorbă cu lumea. Cum o plecat cu primar? Dar nicio treabă. Hai, lasă-mă. Băi, Cornel, stai, hai să mergi să o căutăm pe Aurica. Te rog eu. Nu te du. Hai cu mine. Băi, mă duc înapoi să mă culc în șanță, da? N-ai cum. De ce? Pentru că șanțul ăla deja e acoperit acum, băi. Cum așa? Păi, primarul face autostradă pe acolo. Dar cât zic? Autostradă? Da. Păi, du-te până faci primarul autostradă, până să fac studii de fezabilitate. Lasă-mă. Am timp să dorm mult și bine, da? Băi, Cornel. Hai. Cornel, stai. Mi-a venit o idee. Și? Hai că nu pleci nicăieri. Hai cu mine. Hai. Hai! Domnul Groaza, jumătatea dumneavoastră. Cum ne-am înțeles, 40%, jumătate mai puțină, la mai mică jumătatea dumneavoastră, mai mult la mine, că eu trebuie să împarși cu părintele. Adică pentru mine mai puțin, mai mult pentru domnul, a? Ce să-i facem? Este oameni credincioși, cu frica lui Dumnezeu. Adi a făcut o treabă extraordinară. A început el mai stângaț, dar pe urmă a făcut... A fost lux. Senzație. Că cum? Foarte bine. Cum adică? Foarte, foarte, foarte frumos. Bravo. Bravo. Hai să ne achităm și față de Adi. Am înțeles că aici și-a găsit și o mândră. Aia, da? La Aurica. Așa? Aurica lui Mitică? Că, cred că da. Auzi, Cornel? Auzi? Dar știu, uite, ui. Ui, e și o măjimă. Nu e și o măjimă, Cornel. Ai de capul meu. Hai să ne achităm. Bravo, Adi. Păi hai să-i dăm și noi. Ia de aici, Adi. 1000 de euro, vezi că-s 2 de 500. Nu. Stai, că nu-s ales de 100. Ia de aici de 500. Euro. 500 euro, da. Mergem la DNA. La nene, ui. Ce nene, ui? DNA. Ăia cu... Nu știu așa bine, dar e de aia puternici care îi bagă pe ăștia la pușcărie. Domnul Groaza, hai și noi să sărbătorim. Și haide, să fii bine ca să nu fii rău la toată lumea, cu Doamne ajută și hai să mergem. Olandezul, te lasă că o să vadă el cum o iubește pe Aurica mea din pușcărie. Uite la mine. Tu nu vezi că toată lumea a plecat? Ce tu stai aici? Hai să mergem. Ia stai așa, Olea! Fa! Coria, vină, Olea, te bași din față acolo! Ia uite-o! Dă-te, fă, jos! Dă-te jos, fă! Unde vrei să fugi, Aurica? Ha? Ia uite-l pe ăla cu găleata în cap, e? Nu-i și aia și pare, ei. Nu-i și aia și pare? Nu. Dar și fă, tu crezi că aici nu-i și aia și pare? Să stea cuvinte din serial, fă? Sau de unii crezi tu din telenoveli? Fă, hai treci acasă, hai! Ascult-mă, mitică, du-te tu acasă, că ți-am zis, nu-i și aia și pare, ei. Fă, Aurica, fii atent aici. Eu te-am urmărit, am fost până la primar. Știu despre ce-i vorba. Lasă prostiile, lasă-l pe orlandez în pașii și ai cu mine acasă. Și tu și tot stai acolo, mașă. Aurica! Who is this stinky countryman? She is crazy, Dad. Crazy, dar las că am grijă de el. Îl trimit acum acasă și plecăm noi în lume. Yes. Fă, tu ești nebună, ți-ai luat un an nebun cu tine? Și ia asta, fă, de unde pleci? Plec la Adi acasă, în Olanda. Plec la el. În Olanda? Da, la Amsterdam. La Amsterdam? Fă, du-te, fă, de aici, fă. Îți zic eu cum te-o vrăjit ăsta. Ți-au dat acolo un cadou ceva și tu ai pus caproasta, botul și gata. Pleci în Amsterdam. Hai de capul și de zălitării. Plec, mitică, și o să-ți trimit și vederii de acolo. Hai că m-a sturat de vorbile tale. Hai, pa. Fă, și vederii trimis tu de acolo, fă. Ascultă aici la mine. Mergem acum. Și dracu se întâmplă aici?
Ulei, și să știi. Mr. Van Zguren? Yes? Mr. Van Zguren, I'm afraid you won't go back soon to Holland. Maybe your Romanian tour will become just a little longer than you expected. Da, puteți să vorbiți în română, că eu înțeleg foarte bine. Opa! Ia uite, Faurică! Ia uite, ce arăți așa, a? Iată-l cum știi română, gata, nu mai știi engleză. Chiar de ce accent autentic aveți, domnul Van Zguren. Chiar! Surprinzător, haideți că vă spun în română atunci. Cred că v-am aranjat niște concerte prin România. Da, dar nu știu că eu sunt plin. Până în 2021 am numai concerte. Nu, dar noi v-am pregătit evenimente importante, nu ca... Da, sunt locații exclusiviste cu public exclusivist, serios. Unde? Păi depinde unde se țin festivalurile astea. La Rahova, la Jilava, la Gherla, la Târgușor. Da, da, să vedeți ce receptiv e publicul. A, mai treabă. Da, mai pe scurt, sunteți... suspect de săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare. Ei, na, poftim! Na, Fauric! Ia să te mai văd eu cu cine fugi tu, fă, în lume! Pe orlandez să le împârnaie, vă! Da, și-i prostul, dracu, era să-mi strici flagrantul!